E esențial că să ai reușit să rezolvi treaba cu Florin, cu trei. A reușit, nu numai eu, dar s-a rezolvat ce mai. N-a fost nici, oricum le făcuse dosare la polițistul acolo. Acolo e o structură bine închegată. Acolo unde duce noi e rezervă de stat. Și nu permite sigilii lupte, să-ți dai seama, la rezervă de stat. Și magazinele de acolo e foarte exigent. E normal să fie așa. E normal că i-am primit de mare. S-a dus cu sigilii rupte, 7 sigilii, 7 vagoane mâncase, nu e Așa, unul, două. anunțați poliția? Nu anunțase poliția pentru că eu vorbisem cu Florin și cu și bratul, i-a zis, bă, zice, când ajungeți acolo, când verificați, trebuie spus că s-a luat de vegetație pula. Da. Ăla s-a panicat, i-a băgat poliția pe câte unul, mâncat s-a panicat și a spus, păi, ce am pe ele de la linie. Pa, dosare, mâncat s-a igur. Mai pe mine, zice, nu, ia, ți-a anunțat poliția. Nu, libera ta de meserie polițist. Dacă a dus poliția, să făcea aneu, autor necunoscut. Și să încarcă poliția cu autor necunoscut. Pe cine să prindem? Asta e paguba noastră, noi răspundem. Da, n-am anunțat. Păi, Zice, neglijență în serviciu. la bata. Da. Zice, stop, zic, stop, cadru. Eu am anunțat superiorii. Am anunțat dispecieratul. I-am pus pe agenți să anunțe șeful de tren. Șeful de tren avea obligația să nu plece de stație. La Ciumești, dacă știu de mecanici că fură motorină. Zic, da, bă, mai fost pe Reșița, știu care treabă. Și îmi spune el mie, face, mă las. A zis că nu i-a spus lui Pilanu că e vagabond. Și, pe urmă, spune el mie, la Golești, la alea, a doua zile, mi-a băutut, apropo, că a fost cu tine. S-a dus cumva să-l tragă în țeapă. Bă, uite că am fost și cu pasi, i-a dat 600, i-am împărțit, nu știu ce, chestii de astea. 600 și eu n-am vrut să iau, știi? Zice, băi, asta e treaba lui Marcel, care e asta, care e pula mea. Și mi-a băgat în buzunar. Și a zis, pe mine, băi, hai cu bani, zic, băi, ai mă de aici, băi, am dat un